Acum există o varietate de opțiuni atunci când ne dorim să achiziționăm cartea preferată. Fie o cumpărăm din librării, de pe site-uri, din anticariate, citim online sau împrumutăm de la bibliotecă. Am citit și Dumas, și autori români. Ultima carte când ați citit-o? Oh, de mult. Nu-mi place. Mai bine văd un film decât să citesc o carte. Ești eu studentă la facultate? Da. Și nu-ți trebuie pentru diversele materii pe care le ai? Nu prea. Nu prea dedic timp lecturii. De ce? Pentru că e mult mai interesant să te uiți la un film decât să citești sau orice altceva. Eu una citesc, nu am... Indiferent din ce domeniu mă pasionează, chiar dacă nu sunt pe alte specializări. Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Mandolș spune că nu duce lipsă de cititori, indiferent de vârstă. Se citește și se citește destul de mult. Copilașii, de pildă, preferă normal cărțile specifice vârstei lor. În continuare este destul de căutat Harry Potter. Pisicile războinice sunt căutate, jurnalele, fie că este vorba de jurnalul unui puști, unei puștoaice. În ceea ce îi privește pe adulți, aici deja gusturile pentru lectură sunt un pic împărțite, în sensul că se caută în egală măsură și beletristică, este cartea aceea pentru timpul liber al nostru. Cel de-al doilea gust al adulților pentru lectură este vorba mai mult despre cercetare, aș spune eu, adică este vorba de cartea din sectorul domenii de cunoaștere umană. Cum de curând au început atât un an nou școlar, dar și anul universitar, la mare căutare în această perioadă au fost manualele școlare și culegerile pentru diverse materii, iar stocurile s-au epuizat destul de repede. Studenții au început deja vizitele la bibliotecă, iar printre cele mai solicitate cărți au fost cele din domeniile drept și medicină.